cineva în toți pedoți, întreg a doua oară că reușesc să ajung la un colocviu închinat Părintele Gherasie, niciodată n-am vorbit celor care iubesc Părintele Gherasie. Îmi cer iertare că n-am răspuns când a fost solicitat prima dată, în primul rând că nu era cuvincios ca să vorbesc înaintea Părintele Gherasie, cel care m-a propus să vorbesc. Și în al doilea rând, pentru că am fost luat prin surprindere. Nu știa nimeni că vin, n-am fost invitat, n-am fost propus și bănesc că la masă aici vorbitorii sunt anunțați și temele sunt cunoscute și atunci a fost un moment puțin de panică, să zic așa. Și dacă tot am răspuns, iertați-mi cuvântul. Părintele Valerian să mă invite să țin un cuvânt, acum îl rog eu, în mod special, să aleagă dintre două subiecte care am socotit că ar fi potrivite să le spun. Primul, care e puțin mai personal și care ține de felul cum l-am cunoscut eu, Părintele Gherasie, și reperele principale după cuvântul pe care mi le-a trasat, deci ăsta ar fi un subiect pe care aș putea să mă vorbesc, și al doilea, puțin mai general, despre chipul trialic al sufletului, care este o preocupare aparte pentru mine, să zicem, un subiect poate mai teologic. Și dacă Părintele Valerian m-a invitat, i-am pus aceste două teme înainte și cu rugăciunea Părintele Gherasie, eu am zis că o să aleagă ceva. Și ce alege să ia spun? Aceea pe care ați alege-o, sfinția voastră, dintre cele două, care precis nu sunt egale. Nu funcționează. Ambele s-ar putea să fie prea mult. Atunci să o luăm cu prima. Spre deosebire de foarte mulți care l-au căutat pe Părintele Gherasie pe când trăia, datorită cărților incitante, eu am ajuns la Fresinei în primăvara lui 93. Eram student în București. Eu duseam la arhitectură, am duseam la construcții. N-aveam nicio treabă cu Hristos, n-aveam nicio treabă cu ortodoxia, botezat de mica majoritatea dintre noi, dar fără să trăim cuvincios viața creștină. Cam mulți tineri în perioada aceea, după 90, fascinați de misticile asiatice, când m-am trezit în București, primul afiș care mi-a ieșit în cale a fost un anunț către MISA, gruparea lui Bivolaru, și am zis, gata, asta e de mine. În perioada liceului, în a 11-a și a 12-a, apăruseră pe piață cărțile lui Aliade și noi ăștia tineri, care nu aveam cunoștință din mică, eram fascinați de cum prezentase Aliade yoga și ziceam, în sfârșit, am posibilitatea nu doar să citesc în cărți despre, ci să pipăi și să vezi și să guști, să experimentezi. Și m-am trezit. 7 luni. Am fost acolo la ei, dau slavă lui Dumnezeu că n-am cunoscut nebunile alea care țin de tantra și toate aiurelile alea, cei care erau, cum ar veni, novici, nu erau lăsați să intre în nebunile acelea, erau pentru elitele deja experimentate și spălate pe creier și cu conștiințele deja înnegurate cu totul. Eu am făcut acea parte de început cu Hatha Yoga, cu toate, dar în toată sinceritatea și cu toate criteriile care țineau de, așa zis, a lor învățătură, cu dorul după desăvârșirea în stilul lor și așa mai departe. Și Dumnezeu, pentru că lucrează cum știe El, încă dinainte de a ajunge la Frăsinei, a început să butoneze. Și a butonat prin niște situații. În așa fel încât, la un moment dat, mi-a căzut în mână Scriptura, nu citisem niciodată din Evanghelii, și acolo m-a șocat cuvântul eu, al lui Hristos, eu sunt calea, adevărul și viața. Și a fost un cuvânt care pentru mine a fost, știți cum, în Scriptură, toți citim Scriptura, însă pentru fiecare dintre noi, anumite cuvinte sunt pentru noi. Ele sunt pentru toată lumea, dar alea sunt pentru noi, în mod special. Și la următoarea ședință, care era foarte interesant organizate ședințele astea ale yoginilor, Bivolaru venea foarte rar. Veneau mai ales ucenicii lui din prima serie, care ne erau propriu-zis învățători.
Dar venea din gând în gând și bivolarul, într-o cămăruță acolo, și cei care aveau probleme speciale sau care aveau curaj se duceau la o întâlnire aparte. Și atunci am îndrăznit și eu și m-am dus. A fost prima, singura, unica întâlnire față către față cu omul ăsta. Și exact așa am spus. Eu am venit aici pentru că, cu toată ființa mea, îmi doresc desăvârșirea. Cum o înțelegeam eu atunci, în perspectiva aceea a filozofiei asiatice. Și asta implică devoțiunea totală către un guru. Însă cuvântul care l-am citit în Scriptură a lui Hristos, eu sunt calea, adevărul și viața, îl primesc ca nemai putut fi compatibil cu calea aceasta yoghină la care am venit foarte sincer. Omul s-a uitat la mine și mi-a zis, tu mergi la biserică. Am putea interpreta cuvântul ăsta ca un fel de smerire a lui. De fapt, eu acum, cu mintea de acum, ajute că n-a fost smerire, ci a fost ceva de genul ăsta. Omul, oameni de genul acesta, dacă ar sta mai mult printre noi, oricum ei se vor rupe, știu prea multe despre noi și atunci ne pot face rău. Mai bine să plece mai repede. În sfârșit, ăsta a fost un semn. După care aveam un prieten, tot yoghin, cu care discuteam foarte multe lucruri și el, ca să ajung la subiect, cum am ajuns la Frăsinei, el mi-a zis așa, Mihai, vezi că e o mănăstire în țară, eu nu fusesem niciodată, fiind în București, mă dusesem doar la Cernica să privesc lacul. Nici nu știam ce înseamnă liturghie, slujbă. Și fusesem plăcut impresionat de atmosfera de acolo, odihnitoare de la Cernica. Și mi-a zis, du-te la Frăsinei, că o să găsești ceva, spiritualitate înaltă. Gândiți-vă cum un yoghin, el nu neagă și nu batjocorește spiritualitatea creștină, mai ales în mediul românesc, pentru că ei când au venit făcând un ghiveci. Ei vorbesc despre Hristos, vorbesc despre, dar vorbesc în cu totul altă tentă. Și am plecat în săptămâna patimilor 93. La Frăsinei am plecat yoghin. Și de acolo m-am întors, aș putea îndrăzni spune, creștin, dacă am putea zice vreun dintre noi că suntem cu adevărat ucenicii lui Hristos. Ne chinuim, ne străduim. Și a fost un moment interesant atunci. Logica mea de yoghin, ce spunea? Tu te duci acolo la oamenii înalți, care au trăire duhovnicească, care au vedere lăuntrică. Na, cum gândeam eu? Cum te poți tu așa în terchea-berchea să te duci așa la ei? Mă făcusem de acasă doldora cu doi pumni, în stil yoghin, doi pumni de grâu prăjit, așa un săculeț de pesmet, să zic că o pâine o făcusem pesmet și toată săptămâna patimilor, nevoință aspră, doar asta mănânc. Foarte bine. Și am ajuns, am coborât la Muieleasca și după ce, știți drumul, pe vremea, cum era pe vremea aceea, deci acum, na, câți ani sunt. Și când am ieșit din sat, și oarecum drumul până să ajungi la mănăstirea de maici, la un moment dat, în simțământul ăsta al meu, de a nu mă face de râs în fața oamenilor, acelora deosebiți de la Frăsinei, eu, marele yoghin, ei, mari creștini, să vorbim față către față, că suntem de o teapă, cum s-ar zice, m-am urcat pe un deal, am lăsat puțin cărarea și m-am urcat pe un deal aparte și am făcut, cred că, vreo oră de ședințe de astea yoghine, de astea cu asane, cu tot ce înseamnă blindajul ăla energetic în logica lor. După ce am simțit eu, gata, acum sunt suficient de bine încărcat ca să pot face față părinților de acolo, ajung la Frăsinei. Tot întâmplător sau neîntâmplător, primii oameni pe care am găsit în mănăstire au fost doi mireni care vorbeau cu un călugăr. Nu l-am mai văzut pe aceea, nu știu cine era cu părintele acela. Și vorbeau taman despre problema asta a yoghinilor, care în nebunia lor fac anumite practici prin care își pot opri bătăile inimii. Eu n-am de lucru și intru ca musca în lapte în discuție și zic, bă, nu știți voi. Gândiți-vă, începusem să citesc și eu în anii aceia 92-93, dacă vă aduceți aminte, în București, la toate gările de metrou, la toate stațiile de metrou, era tixit de cărți, foarte multe cărți, de toate categoriile. Și erau acolo și de astea de care țin de misticile asiatice și cele care țin de nutriționism și între toate și cărțile părintelui Ghelasie și alte de toate categoriile. Și printre acelea, la un moment dat, era și Pelerinul Rus. O carte care începuse să o citesc, dar fără să fiu într-adevăr în biserică cum se cuvine.
Și auzisem așa după ureche, cum se zice, de rugăciunea Doamnei Iisuse. Și atunci intru eu în discuție și zice, nu știți voi, gândiți-vă ce tare ar fi rugăciunea aia, ce putere ar avea rugăciunea Doamnei Iisuse, care, după ce știam de atunci, trebuie să fie coborârea minții inimii, cu inima oprită, după tehnicile yoghine. Deci cam asta era nivelul de înțelegere în care faci un ghiveci între toate. După care, nu fusesem niciodată în biserică, în București, în biserici, reușisem să rezist în perioada aceea, că Dumnezeu când te ia oarecum ritmic, pas după pas, dar într-un interval clar care îl poți identifica în viața ta. Nu poți să spui revelația a fost în ziua cutare, ci e o perioadă, o lună, două, trei, patru, în care se produc aceste transformări. Și în toată perioada asta, înainte de a ajunge în săptămâna patrului la Frăsinei, în postul Paștelui, l-am ținut pe tot semi-creștin, semi-yoghin, adică un fel de post de ăsta amestecătură. Adică în mintea mea erau compatibile încă cele două realități. Mergeam la ședințele de Hatha Yoga, dar nu mai eram atenți pe fluxurile energetice, ci ziceam Doamne Iisuse. Deci era un fel de ghiveci, dar încă nu era ruptura făcută. Mergeam la biserică, dacă știți, în București, la Sfântul Silvestru, trăiam Părintele Galeriu. Eu nu înțelegeam absolut nimica. Deci nu am putut să stau nicio duminică mai mult de 10 minute, un sfert de oră. Mi-aduc aminte și acum, când se cânta Heruvicu, când cântă Strana e cum e, când cântă Heruvicu și are corala, cum era acolo la București, noi carele pe heruvimi, carele însemna căruțe și heruvim însemna nimica, că în mintea mea nu aveam nici corespondență cuvântul heruvim. Și am stat o dată, cred că cu vreo două săptămâni înainte de a ajunge la Frăsinei. Am stat până la sfârșitul liturghiei și am făcut ce făcea toată lumea. Părintele dădea anaforă tuturor în mână sau un șervețel. Eu mă uitam, dacă ei asta fac și eu asta. Și am primit și eu anaforă, m-am uitat la ceilalți ce fac. Am pus și eu o bucățică în gură, restul un șervețel în buzunar. Acasă, când am ajuns, deci asta ca să înțelegeți nivelul și cum anume lucrează Dumnezeu cu noi. Pe lângă pelerinul rus, cumpărasem și pelerinul român. O carte în care era acolo o listă de păcate. Lista 200-300 de păcate. Cu amicul meu, yoghin, când citeam acolo păcatele, făceam bășcălie. Hă-hă, și ăsta e păcat, hă-hă, și ăsta e păcat. Când am ajuns însă eu singur acasă, am luat-o puțin mai în serios și am început să citesc acolo și a rămas șocat. Nu eram eu nici curatul curaților, nici, dar nu aveam conștiința păcatului. Clară. Dar dintre toate, ce m-a frapat foarte mult și m-a zdruncinat foarte mult, să nu iei Sfânta Împărtășania cu nevretnicie. Și zic, mama, ce am făcut eu, m-am distrus. Am luat anafura din buzunar, m-am uitat la ea, trebuie neapărat să mă duc la un preot să rezolv problema asta. Și m-am dus la primul preot din București care l-am găsit acolo și vreau să vă spun ce am făcut. Uitați, am luat Sfânta Împărtășania cu nevretnicie, luați ce a rămas. Săracul preot s-a chinuit să-mi explice ce e Sfânta Împărtășania, ce e Sfânta Liturghie, ce este anafura, ca să mă liniștească. Dar ăla era nivelul de când am ajuns eu la Frăsinei și de asta v-am spus că încă era ghiveciul acesta între minime cunoștințe despre credința creștină și despre acele învățături yoghine. Ajuns la Frăsinei, eu care nu pusesem niciodată să stau la slujbă duminica, deși îmi propusesem atunci în postul Paștelui, am intrat în rânduiala mănăstirii. Cei care știți, cunoașteți cum e rânduiala acolo, de dimineață de la 7, după aceea până la 10-11, apoi cea de după amiază, după aceea slujba de noapte, cele trei serii așa mitraliate, cu slujbe, mai ales în săptămâna patimilor, care nu sunt scurte, despre care în habar n-aveam absolut nimica, și pur și simplu era o nebunie și o încăpățânare de a nu ieși din biserică. Deci e foarte greu în clipa în care tu nu ai experiența să stai la slujbe, ore în șir, fără să ieși din biserică. A doua zi a fost, aș spune cu adevărat, și ăsta este un moment foarte interesant, un moment în care pur și simplu s-a făcut ruptura totală. După ce s-a terminat slujba de dimineață, cât a durat, m-am urcat pe un deal acolo la mănăstire frumos și am făcut ultima ședință de asane din viața mea. După care îmi cumpărasem de la pangarul mănăstirii o cărticică de rugăciuni. Acum zic, gata, yoghin sunt, dar stai că tu zic că sunt la mănăstire, trebuie să fiu și creștin. Și m-am dus pe un alt deal, am luat frumos
cartea de rugăciuni, am deschis, mi se pare că era Acatistul Maicii Domnului. N-aveam pe vremea aia nicio treabă cu ce înseamnă ritualul iconic, cu gestul, cu Acatistul Maicii Domnului, absolut nimica. Nu cunoșteam Părintele Gherasie, eu n-am ajuns la Frăsinei pentru că mi-ar fi spus cineva, du-te că acolo cineva în mod special. Pur și simplu a fost o discuție cu un prieten, hai, du-te la Frăsinei, că o să-ți placă. Și m-a apucat să mă rog Acatistul Maicii Domnului, cum mă pricepeam eu atunci. M-am pus în genunchi în iarbă și mi-am făcut treaba mea. Când eram în miezul problemei, cum s-ar zice, mă trezesc cu o mână pe umăr. Un frățior, după care mi-am dat seama că era rasofor, era cioban cu oile și avea chiliuța sau, eu știu cum, o cocioabă micuță unde când îngrijea de oi, undeva mai departe de lățul meu. Și vine, îmi pune mâna pe umăr și zice, iartă-mă, era un tip de om foarte emotiv, așa, se fâstâcea când vorbea, și zice, n-am vrut să te deranjez, nu știam ce faci, credeam că culegi urzici sau ciuperci sau faci altceva, deci te-am văzut de departe că te rogi. Și am venit și asta, pentru mine asta a fost iarăși un fel de măciucă în cap de la Dumnezeu. Pentru că în mod normal nu se poate face chestia asta. Și am venit să-ți spun că noi creștinii când ne rugăm, nu ne rugăm cu fața la nord, ci ne rugăm cu fața la răsărit. E, gândiți-vă că și voi, dacă vă duceți undeva și îl vedeți pe un om, cine stă să raționeze chestia asta? Bă, ăla se roagă cu fața la răsărit sau nu? Deci nu, stai, uite-te în stânga și în dreapta să vezi unde e răsărit, unde e apusul, ca să-ți dai seama dacă ești la răsărit sau nu ești la răsărit. Deci e clar că până la urmă când îți vine să te rogi cum ți-o veni. Dar cuvântul acesta pentru mine a avut o însemnătate, adică era clar că trebuia să o rup cu nordul energetic yoghin, pentru că pentru yoghin, exact cum musulmanii își fac ritualul acela de închinare al lor cu fața către Mecca, indiferent în ce colț al pământului ar fi, yoghinii când își fac toate chestiile astea ale lor yoghine, ținând cont de polul magnetic al nordului, de obicei se așează spre nord. Și atunci cuvântul acesta al părintelui, lasă, că noi creștini nu ne rugăm spre nord, ci ne rugăm spre răsărit, a fost pentru mine efectiv ca un fel de semnal maxim de alarmă. A doua zi, sau cred că în ziua aia de seara, nu mai știu exact, la Frăsinei acolo erau părinții care spovedeau. Era părintele Lavrentie, părintele Paisie, parcă, care nu, și părintele Ghelasie. Ei trei erau pe baricade. Oarecum, în săptămâna patimilor, vedea seama ce aflux de mireni veneau la spovedit. Nu știam nici de unul, nici de altul. Și stăteai, intrai unde-ți venea, unde-ți venea rândul sau unde vedeai că e coada, nici nu știu cum ar fi. Ideea este că am intrat la mărturisire la părintele Ghelasie. Atunci l-am cunoscut, pentru prima dată a fost primul meu duhovnic, părintele meu, da. Și nu mai spovedisem înainte. Și părintele m-a luat foarte ușor. Nu mi-a zis atunci să rup cu totul de yoga, adică mi-a luat-o foarte, dar mi-a zis așa, ai grijă, tot ce înseamnă mistica ortodoxă este mistică personalistă, nu mistică energetică, deci asta e un lucru foarte important care mi l-a zis dintr-un început, deci mistica ortodoxă este pur personalistă, adică ține de relația personală între om și Dumnezeu, pe când misticile asiatice sunt mistici energetice, impersonale, și după aceea, dacă tot nu ești în stare să o rupi, bine, cu mila Domnului eu am rupt-o atunci, ai grijă că sunt foarte periculoase toate acele posturi care lucrează cu energie pe coloană, că creează niște blocaje și niște anomalii foarte mari. Cu mila Domnului a fost un moment în care efectiv am înțeles că nu mai am treabă cu gruparea celor de la Misa și apoi am început să țin legătura cu părintele. Nu puteam, ca student, nu puteam să ajungem noi acolo mai mult de maxim de două ori pe an ajungeam în vacanța de vară și în vacanța de iarnă, stăteam cu o săptămână. Părintele, cred că după vreun an de zile, dacă mi-a dat prima carte. Deci mergeam, prima dată că eu vreau, părinte, să-mi fii duhovnic. Părintele avea ori intuia faptul că noi tinerii nu eram în stare să ne lucrăm corect despătimirea cu o spovedanie rară, pentru că era clar că la Frăsinei, din Dobrogea, n-aveam cum să ajung mai des decât două ori pe an, trei ori, cât puteai să adungi pe ori. Ori un tânăr care de-abia e la început de drum, are nevoie de spovedanie deasă, de săpuneală regulată, adică și săptămânal, și la două săptămâni, și la trei săptămâni, și atunci părintele Ghelasie mi-a zis, du-te la Techirghiol, la părintele Arsenie Babacioc. Și asta e o temă foarte interesantă, pentru că eu sufletește cât a trăit părintele.
eram legat de Frăsinei și de părintele Ghelasie, adică era ava al meu, și ajungeam de două ori pe an și reperele fundamentale de viață creștină de la părintele le aveam, însă în același timp eu mergeam la două săptămâni la părintele Arsenie Papacioc la Techighel, care toată lumea știe ce om a fost părintele Arsenie, adică ce prestanță duhovnicească avea. Când ajungeam la Frăsinei, de fiecare dată părintele Ghelasie mă întreba cu gură, ce mai face părintele Arsenie? Pe când părintele Arsenie era într-o altă tabără, nu, nici de denigrare, oarecum de suspiciune și de... stătea într-o expectativă, adică a avut înțelepciunea, tactul, cunoscându-mă, să-mi respecte bâzdâcul cum ar veni. Adică eu am încercat, când mergeam la părintele Arsenie, după ce am început să citesc din cărțile părintelui, să fiu fascinat, să-i vorbesc partea asta de teologie, de mistică. M-a trimitat la plimbare, lasă chestiile astea, dar nu m-a trimis și pe mine la plimbare, adică să nu mai mă accepte ca la spovedanie. Dar când veneau ceilalți prieteni ai mei și se duceau la părintele Arsenie, părintele era categoric, nu te băga în Ghelasie că îți frigi urechile. Fusese smintit de un prieten al nostru, al grupului care eram în Constanța, de faptul că nu înțeleseseră ideea aia cu pâinea harică. Părintele, după aceea, când a avut feedback-ul, a renunțat să mai zică, în primele cărți spunea expresia aceea pâine harică, care a creat anumite suspiciuni, că bă, ăștia cu Ghelasie și cu turtițele lor, s-o cătesc că dacă mănâncă pâinea aceea, nu știu ce har dobândesc, așa. Era cu totul alta idee a părintelui și ca să o rezolve într-un final, când și-a dat seama de reacție, a folosit foarte cuvincios pâine pusnicească. Dar părintele Arsenie Papacioc deja avea clar fixul primit, inoculat, și nu mai era deschis la a primi ceva. Și atunci, pentru mine ca om, gândiți-vă la un tânăr care trebuie să reziste, fără să se tulbure, unei contrarietăți, adică unei atitudini, unei stări oarecum tensionate. Pe de o parte, inima era la Frăsinei și la părintele meu, pe care nu simțeam că n-am cum să-l trădez vreodată, oricât ar încerca unii sau alții să-l înjure, să-l denigreze, deci nu, era părintele de naștere. Adică una este când îți vorbește cineva de părintele Ghelasie și bă, o fi bun, citești ceva dintr-o carte, o fi bun. Ori când pentru mine a fost duhovnicul meu cu care am deschis ochii în biserică, nu poți să-ți negi părintele. N-ai cum să-ți negi părintele. Cum ar fi și un copil trupesc. Cum să-și nege copilul, să-și nege părinții, chiar dacă ar face o tâmpenie părinții și nu ți-i negi, că-s părinții tăi când ai conștiința că tu ești fiul lor. Ori, mai ales după ce te dusem la teologie și în cercul teologic, cel puțin pe vremea aceea, în anii 94-95, denigrarea părintelui Ghelasie era în forță și eu trebuia să fac față situațiile astea, pentru că nici inima nu mă răbdea să tac și în același timp era o tensiune foarte mare. Și mai ales când mergea la părintele Arsenie Papacioc și trebuia să socotesc subiectul Frăsinei, subiectul mistica iconică, subiectul părintele Ghelasie, subiect tabu. Asta nu-l discutăm. Celelalte discutăm, păcatele personale, ce ai făcut, dar asta nu-l discutăm. Era destul de greu de dus lucrul acesta. Dar cu mila Domnului am mers înainte. Acum, este un subiect, un moment important, care aș socoti de cuvință să vi-l povestesc. În vara lui 94, deci eram anul 2 la facultate, și aveam două norme întregi de predat, predam religie. Și aveam norma mea, un preot care mi-era drag a avut un accident și m-a rugat să-i preiau și norma lui. Și aveam două norme întregi de religie plus școala. După vreo lună jumate, două am clacat. Pur și simplu, clacare însemnând neputința de a te mai scula dimineața, neputința de a mai citi o pagină, două, dintr-o carte fără să-ți explodeze capul de durere, neputința de a te mai ruga pur și simplu cu rugăciune. Ce face omul? Deschide psaltirea, citește o catismă. Deschide acatistierul, citește un acatist. Era un chin să citești un acatist. Era un chin să citești o catismă. Adică nu pot, acum mi-e greu să reproduc și în memoria mea momentele de atunci, dar a fost groaznic. Și atunci m-am dus efectiv la părintele Ghelasie, cum se zice, chitit pe problemă. Părinte, sunt terminat. Și atunci, deci vă dați seama, deci eu din primăvara 93, acum suntem în vara lui 94. Atunci părintele mi-a vorbit prima dată despre turtițe, despre hrana vie și despre ritualul de închinare. Zice, bă, taticule, tu, din vacă încălțată, nu doar pe Sfinția voastră vă binecuvânta cu vacă încălțată, și pe alții. Și zice, băi, taticule,
zice, tu nu mai poți altfel acum decât să ai un tip de rugăciune în care să ieși la, în care să ieși la întâmpinare. Și atunci mi-a vorbit că specificul tradițional, filocalic, oarecum pornea de la o interiorizare, în așa fel încât, interiorizându-te, să poți avea o reparație interioară a părților destructurate. Părintele vorbea totdeauna despre diferența asta de specific, în care, într-un fel, pentru omul modern de astăzi, ceea ce încearcă, a și încercat să facă în, când a vorbit despre mistica iconică de specific carpatin, omul modern, dacă ar fi să o ia pe calea tradițională, care este cea omologată, cum s-ar zice, datorită bruiajelor exterioare enorm de multe și de puternici, așa, negativ, nu i-ar ajunge sute de ani să-și refacă părțile ca după aceea să poată avea o relație cu Dumnezeu. Părintele spune așa, în relația cu Dumnezeu, omul nu poate avea un adevărat dialog dacă el încă nu are firea refăcută. Toți teoretic știm, după cădere, firea s-a îmbolnăvit. Ce înseamnă îmbolnăvirea asta a firii? Ce înseamnă orbirea sufletului? Ce înseamnă faptul că corpul, pur și simplu, cu tot energeticul său, se pune în contra sufletului? Și toate aceste bucățele care suntem noi după cădere, adică sufletul e rupt de Dumnezeu, sufletul în el însuși nu mai are conștiință de sine, pentru că noi suntem într-o adevărată inconștiență de sine, asta legat de chipul triadic al sufletului. În clipa în care noi vorbim despre trecerea de la despătimire la luminare, e de fapt că asta înseamnă luminarea. Faptul că sufletul își trezește prin lucrarea Harului propria conștiință de sine. Și sufletul care are propria conștiință de sine, el nu mai poate vreodată să doarmă. Și de aceea rugăciunea la nivel direct de suflet este rugăciune neîncetată. Și noi nu suntem așa. Noi nu avem nici rugăciunea neîncetată, noi nu avem nici vederea direct de suflet, nici vorbirea direct de suflet, nici simțirea direct de suflet. Noi trăim totul mai mult la nivel corporal și rațiunea creierului și emotivitatea inimii, toate sunt, țin de partea asta energetică corporală. Dar adevărata vedere, nu, cum zic grecii, nu sunt de suflet, pentru noi este în orbire, sau cum zice Părintele Ghelasie, conștiința adâncă de suflet, sunt într-o orbire, vorbirea de suflet, sau cum mi-a plăcut foarte mult la singurul sfânt filocalic cu care am putut să găsesc o rezonanță perfectă, aș putea spune, între ce încearcă Părintele Ghelasie să vorbească când spune despre chipul triadic al sufletului, este Sfântul Calist Catafigiotul, pe care tot Părintele Ghelasie la un moment dat îl citează, despre care vorbește și Părintele Stăniloae în Ascetica și Mistica, dar fără să intre în amănunte. Că până la Sfântul Calist, toți părinții filocalici, prelând oarecum modelul psihologiei sau antropologic din filozofia greacă, ei au împărțirea aceea a sufletului tot într-o triadă, dar nu triadă de sine ca trei permanențe de sine, cum spune Părintele Ghelasie, ci trei putere ale sufletului. Și atunci spun despre puterea rațională, puterea poftitoare și puterea irascibilă. Și că puterea poftitoare și cea irascibilă, adică pofta și mânia, trebuie oarecum să fie controlate de puterea rațională. Ori Sfântul Calist Catafigiotul vorbește și chiar spune așa, zice, numesc sufletul tripartit nu pentru că ar avea mânia și pofta ca proprii, pentru că acestea sunt după cădere, ci, și spune Sfântul Calist, nus pneuma logos. Nusu, adică mintea adâncă de suflet. E foarte delicat că trebuie acum să fii atent când citești din filocalii sau în scrierile traduse în limba română. Eu, de exemplu, nu știu limba greacă, mi-e foarte greu. Și trebuie să discern în context când o traducere e bine făcută sau nu e bine făcută. Că uneori părinții bisericii vorbeau de nusul sufletului și ai noștri traduc cu rațiunea sau cu cugetarea. Ori acolo era vorba de nusul de suflet. Părintele Ghelasie, când vorbește despre triadă, spune conștiință, duh, limbaj. Conștiința adâncă de suflet e nusul de suflet. Sau, cum spuneau sfinții filocalici, mintea adâncă de suflet. Mintea corpului, adică raționalitatea, are nevoie să gândească. Nusul sufletului, el este tradus de către sfinții părinți ca fiind ochiul sufletului. El nu trebuie să gândească.
Adică conștiința adâncă de suflet nu funcționează prin gândire, ci ea pur și simplu vede. Deci vederea direct sufletească, de asta vorbim despre un om sau altul, că este un om duhovnicesc, un văzător cu Duhul, pentru care vederea directă sufletească datorită faptului care nu sunt de suflet într-o vedere sau conștiința adâncă de suflet într-o vedere. Asta am făcut așa o mică paranteză, ciupind puțin și din subiectul al doilea. Și Părintele ne-a zis așa, după cădere, noi suntem franjuri, adică sufletul e rupt de Dumnezeu, fiind rupt de Dumnezeu, triada de sine a sufletului, nous pneuma logos, sau, adică minte, duh, limbaj, sau cum zicea Părintele Ghelasie, conștiință, duh, limbaj, sunt vraiște făcută. Conștiința sau nusul de suflet sunt într-o orbire, logosul, vorbirea de suflet într-o muțenie, singurul care rămâne într-o semilucrare este duhul de suflet. Noi, la un moment dat, facem confuzia asta, zicem, păi stai, duh și suflet nu sunt sinonime? Ori, dacă îl judecăm în logica asta a chipului triadic al sufletului, atunci spunem, sufletul este în sine substanța ființială, spirituală, care are chipul triadic. Și atunci duhul de suflet este, de fapt, adâncul, inima de suflet sau simțirea adâncă de suflet, direct de suflet. Deci nu prin, sau cum spunea Părintele Ghelasie, memoria adâncă de suflet. Conștiința de suflet sau nusul de suflet, ea are propriile sale vederi. E, duhul de suflet, cum zice Părintele Ghelasie, el are capacitatea de a, în ghilimele vorbind, stoca, dacă s-ar putea zice așa, toate, deci ca o memorie, toate trăirile, toate vederile conștiinței de suflet. În clipa în care, și fiecare dintre noi, la nivelul nostru bleg la care suntem, avem anumite trăiri. E, trăirile alea ne devin repere. Trăirea aia te poate ține un minut, o oră sau o vreme, după care cazi în cotidian. Dar memoria acelei trăiri îți devine un reper. Și toată lucrarea noastră este să o păstrăm și să o rememorăm, ca să nu uităm. Și atunci Duhul de Suflet este cel care oarecum are și această capacitate de a înmagazina toate memoriile trăirilor noastre de conștiință, vederilor noastre de conștiință. Și tot Duhul de Suflet este cel care are capacitatea să împărtășească celuilalt, la nivel sufletesc, propria viață sufletească și să poată primi de la celălalt. Deci noi când îi percepem la nivel corporal sau la nivel neduhovnicesc, noi oamenii ne simțim unii pe alții. Mai ales femeile au intuiția asta. Și zic, băi, îl simt că omul e așa, îl simt pe unul alt că e așa. Dar în sine sunt doar niște frânturi. Pe când gândiți-vă ce înseamnă la nivelul Duhului de Suflet să ai acest simțământ al viului celuilalt. Și această împărtășire, exact cum în Sfânta Treime, fără să putem spune că e doar așa neapărat, adică cam așa încearcă să teologizeze părinții, că tatăl, iubind pe fiul, își revarsă iubirea către fiul direct, dar și prin Duhul. Adică, într-un fel, Duhul Sfânt e purtătorul iubirii tatălui către fiul. Și Duhul Sfânt e purtătorul răspunsului de iubire al fiului către tatăl. Deci fără ca să nu existe și relația directă, dar în sine, în Sfânta Treime, Duhul este mișcarea. De-aia are Părintele Ghelasie triada aceea, odihnă, mișcare, repaus. Tatăl este odihna, Duhul este mișcarea, Fiul este repausul. E, așa și la noi, ca și oameni structurați de Dumnezeu, creează Dumnezeu după chipul Său, avem într-un noi chipul triadic al sufletului. În așa fel că Duhul sufletului nostru, el, pe lângă faptul că este mișcarea în noi înșine, adică simțirea adâncă sufletească a noastră proprie, el are și capacitatea aceea de mișcare interpersonală între noi ca oameni, dacă ajungem la măsura aceea. Și apoi, mă întorc. Deci, pur și simplu, după cădere, sufletul e orbit, sufletul este în muțenie, Duhul de suflet rămâne într-o semilucrare. Dacă n-ar fi rămas între această semilucrare, adică ca și cum ar fi un om care este la aparate, adică n-a murit cu totul, dar inima tot pe acolo face piu, 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 piu. În clipa, de ce? Dacă ar fi fost și Duhul de suflet într-o nesimțire totală, noi n-am putea vreodată să primim glasul lui Dumnezeu care ne cheamă la pocăință. Adică glasul lui Dumnezeu care ne cheamă la pocăință, de fapt atinge Duhul sufletului nostru și trezește într-un noi dorul după Dumnezeu. Și după ce avem acest dor, conștientizăm mizeria noastră și începem lucrarea pocăinței.
Deci, asta este măsura sufletului după cădere. După care, corpul după cădere, clar, nu mai are conștiința propriului suflet. Noi știm, pentru că suntem creștini, noi teoretic știm că avem suflet. Și eu și voi, toți știm că avem suflet. Dar când e proba de foc? Când ne ducem să ne culcăm? Când ne ducem și ne culcăm, ce se întâmplă? Tot ce este al corpului cade într-o liniștire de sine, pentru că tot ce înseamnă corp ține de partea asta. Părintele Ghelasie avea o triadă chiar și a corpului. Și atunci, informație, energie, masă fizică este triada corpului. Adică corpul nu este doar materia brută, ci este deodată această triadă, adică informație, energie, masă fizică. Și atunci tot ce înseamnă, cum să zic, lucrările energetice ale corpului nostru, în somn, când ne culcăm, ele se reîntorc în adâncul sufletului să-și reîncarce bateriile, pentru că trupul, noi și teoretic știm asta, dar Părintele Ghelasie vine și teologizește foarte clar lucrurile astea. Pur și simplu, sufletul este cel care dă viață corpului. Noi știm clar, în clipa în care sufletul s-a despărțit de corp, gata, corpul e inert. Deci e clar că toată puterea energetică a corpului vine din viul sufletului, așa handicapat cum e el după cădere. Ori în stare, când noi ne culcăm, pur și simplu, atunci noi descoperim că la nivel de suflet, noi nu suntem conștienți de propriul nostru suflet, la nivel de conștiință de suflet. Eu știu că am suflet și voi știți că, avem, că aveți suflete și ne simțim oarecum ca și trăire sufletească, dar când ne culcăm, suntem inconștienți. Da? Pe când cel care a ajuns la măsura rugăciunii neîncetate, acela, el, cu corpul, cum s-ar zice, se odihnește și toată energeticul corporal își recapătă forța și încarcă bateriile din viul sufletului, dar la nivel direct de suflet, conștiința de suflet, odată trăită, odată cel care a trecut de la despătimire la luminare, în clipa aceea, de aia se numește rugăciune neîncetată. Pentru că este permanentă conștiința viului sufletului. Ai conștiință de tine însuți, ai conștiință de Dumnezeu înaintea căruia ești și ai conștiință și de relația de întâlnire între tine și Dumnezeu. Ori noi nu suntem așa. Și atunci aici Părintele Ghelasie așa. După cădere, asta e destructurarea noastră. Totul e franjur. Totul este distrus. În așa fel încât calea tradițională filocalică, ce implica? Implica ca mai întâi și dura părinte îmbunătățit care să te călăuzească, voință de fier ca să începi lucrarea despătimitoare. Să iei parte cu parte și să repari. Gândiți-vă la o mașină făcută zob. La o mașină distrusă. În care ce trebuie să faci? Mai întâi să iei fiecare piesă în parte, să o repari. Și după ce ai reparat, să ai înlocuit toate piesele, după care le iei pe toate care acum sunt bune, să le reasamblezi, să faci mașina mare. E, asta înseamnă despătimirea în specificul filocalic tradițional. Și Părintele Ghelasie îndrăznește, de asta oarecum socotesc eu că a zgândărit duhurile foarte mult. Adică dracii sunt tare, cum să zic, mânioși pe chestia asta. Vine și oferă o soluție de salvare pentru handicapații care suntem noi astăzi. Adică neputincioșii de noi care suntem în această destructurare de sine și care nici măcar nu mai avem voința celor din vechime ca să începem statornic lucrarea despătimirii, pentru că despătimirea începe clar cu lepădarea fizică a păcatului. Lepădarea fizică a păcatului. Deci noi nici nu putem vorbi despre despătimire când noi recidivăm. N-avem cum. Și atunci, neavând această voință de a începe statornic despătimirea ca să reparăm părțile, piesele stricate, după ce le-am reparat, după aceea să le readunăm într-o unime, că asta înseamnă coborârea minții în inimă. Reîntregirea firii, integralitatea firii, deodată și în așa fel încât din clipa aceea tu te rogi lui Dumnezeu ca integralitate. Noi nu avem asta. Și atunci Părintele Ghelasie zice, bă, nu-ți ajung 100 de ani să faci chestia asta, cu toată voința pe care o avea, că ești slab. Și atunci zice, ieși din tine la întâmpinare. Și atunci mi-a vorbit prima dată despre ritualul acesta al gestului de închinare, în care mi-a spus, în gestul de închinare, în ritual, atenția nu e pe tine, ci pe cel căruia, deci ai conștiință de tine, dar atenția nu e pe tine, ci atenția este la ieșirea din tine la întâmpinare. În calea tradițională, noi moderni, care, iertați-mi cuvântul, puțim amândrie, adică suntem foarte, deci atât am trebuie să coborârea minții în inimă. Eu mă cobor acum și zic, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu, nu o să fac nimic niciodată pentru că rămân în propriul meu egoism, în propria mea mândrie și în propria mea părere că am nu știu ce lucrare duhovnicească.
Ori părintele Chilase zice, taticule, tu așa cum ești, cu toate destructurările tale, cu toate mizerele tale, aruncă-te înaintea Domnului la închinare. Pur și simplu, ieși din tine la întâmpinare și înaintea Domnului, adică asta e taina icoanei, de aia vorbește tot timpul despre icoană. Că în vechime se socotea icoana doar ca un fel de fereastră spre absolut, adică prin icoană treci dincolo la persoana reprezentată dincolo de icoană. Ori părintele evidențiază icoana ca fiind altar de coborâre a divinului, închinarea ta este jertfa pe altar și prin icoană prezența divină devine accesibilă real și are loc întâlnirea. Dar întâlnirea nu e în tine, întâlnirea este în afara ta. Deci asta este un lucru concret care în condițiile de atunci ale acelei neputințe mentale care nu știu să o definesc ce a fost și cum a fost, a fost o salvare. Deci a fost o salvare. În clipa în care stai în gestul de închinare, în clipa aceea pur și simplu poți să-ți cultivi în același timp conștiința de tine însuți ca integralitate. Adică, Doamne, eu înaintea ta nu sunt doar cu corpul. Eu înaintea ta nu sunt doar cu sufletul. Eu înaintea ta nu sunt doar cu mintea. Eu înaintea ta nu sunt doar cu inima. Eu înaintea ta sunt cu toată ființa mea deodată. Corpul e făcut vraiște, mintea e făcută vraiște, inima e făcută vraiște, sufletul e cavai de ei, dar cum o fi eu, nu știu, Doamne, cu toate piesele astea stricate, eu mă arunc înaintea ta. Și însă și această confruntare zilnică în ritual înaintea icoanei va produce transformarea, încât deodată se repară și părțile și se reface și integralitatea. Nu știu dacă fiecare dintre noi avem niște persoane în viața noastră care ne-au marcat foarte mult. Persoane cu o personalitate puternică. Și ai văzut, după ce te întâlnești cu un om care are un anumit tip de personalitate, simți că pur și simplu ți-a dat ție ceva. Adică datorită lui, în tine s-a trezit ceva. Dar gândiți-vă când această întâlnire în gestul de închinare este directă cu Hristos. Gândiți-vă, adică tu te așezi în confruntarea aceasta cu Hristos în brațele Maicii Domnului zi de zi. Și atunci, bă, de lemn tănase să fii, cum s-ar zice, ca să nu se schimbe ceva în tine. N-ai cum să nu se schimbe ceva în tine. Și asta, zic, a fost o salvare. Și a fost punctul cheie din viața mea, într-un fel, să înțeleg ce înseamnă ritualicul acesta al gestului de închinare. În care ai deodată, că asta e important, deodată conștiință de tine însuți, deodată conștiință de Dumnezeu înaintea căruia ești, dar nu mentalizare. Asta e foarte interesant. Deci, una este să ai conștiință de tine și conștiință de Dumnezeu și alta e mentalizare. Eu îmi imaginez că am conștiință de mine, eu îmi imaginez că am conștiință de Dumnezeu. În limba română, cuvântul conștiință e foarte interesant structurat. Conferință, împreună, când suntem împreună așa, convorbire, împreună vorbire, conlocuire, împreună locuire, conștiință, împreună știință. Deci, conștiința este pur și simplu perceperea de tine însuți, știința de tine însuți la care mai ești cu cineva. Cu cine ești tu? Tu ești cu tine însuți și ești conștiința de tine. Cu cine ești tu când ai conștiință de tine însuți? Dacă e conviețuire, împreună viețuire cu cineva, convorbire, împreună vorbire cu cineva. Conștiința este știința de tine însuți la care martor este Dumnezeu. Dumnezeu e cu tine acolo când tu te știi pe tine însuți. Și conștiința de Dumnezeu este pur și simplu deodată conștiința de Dumnezeu a ta, adică nu este o conștiință de Dumnezeu într-un impersonalism, adică eu sunt, deci ai de același timp conștiință de tine însuți. Ori taina ritualului acesta este. De-aia, într-un fel, pentru omul modern, care are o încăpățânare, o îndărătnicie, să-i dai lui pravilă, să-i dai lui canon. Creștinii de zeci de ani de zile care o țin cu viața duhovnicească, da, un părinte îmi țin rânduiala, dar pune-l cu un om care e buimac și acum intră în biserică, pe prima treaptă a scării și vorbește de pravilă și vorbește despre canon. Că l-ai pierdut. Nu poate să ducă. Că n-are voință. Ori dacă îi vorbești într-o altă logică, până la urmă de aceeași chestie, dar îi vorbești într-o altă logică și spui de faptul că fără ritual ești mort. Părintele avea expresia asta pe care ne-o spunea tuturor. Că viața este ritual în gest sacru. Viața este ritual în gest sacru. Și dacă nu ai ritualul zilnic de întâlnire cu Dumnezeu, în modul tău propriu până la urmă. Că fiecare avem modul nostru de pravilă, să zicem așa. Dar nu o percepem ca pravilă, ci ca ritual de întâlnire. Adică acel te iubesc, Doamne, pe care îl spui zi de zi, ceas de ceas. Dacă înțelegem relația cu Dumnezeu în cheia aceasta a ritualului, suntem salvați. Și asta a fost, iarăși, un cuvânt cheie al Părintelui. După care, iarăși, un cuvânt la care încă rumeg și acum,
Râncă rumec și acum. După 24 de ani de căsătorie, după 6 copii, părintele a zis atunci la început, ce taticule, mistica ta este familia. Deci de acușa mistica ta este familia. Și am stat foarte mult să gândesc, că când ești singur și neliniștit și te gândești numai la aspecte filocalice și la scrierile părintelui Ghelasie, zici că l-ai prins pe Dumnezeu de picior, mistică, mistică, mistică. Și când te căsătorești, descoperi că ți s-a tăiat craca. Pur și simplu ți s-a tăiat craca. Adică tot ce credeai că poți tu să faci ca viața, după ce nu mai faci nimica. S-a terminat. Mistica ta e familie și ani de zile mi-a trebuit să înțeleg taina acestui lucru. Păi, toată mistica mea, să zicem, se duce de râpă în clipa în care tună și fulgeră nevasta. S-a terminat. Poate să fie și pe nedrept. Că noi bărbați zicem că totdeauna e pe nedrept. Dar poate să fie și pe nedrept că s-a dus mistica, nu mai e pace. Deci trebuie să ai armonie în casă ca să poți după aceea să-ți vezi și de mistica ta. Și apoi, înaintea lui Dumnezeu, ai ales. Bă, ai vrut să rămâi monah? Te-ai făcut monah. Ai vrut să te căsătorești? Acum, tăticule, te-ai legat la cap, te durea, nu te ruga, te-ai legat la cap, acum merge înainte. Adică nu mai merge să îți chinui familia și până acum n-am reușit să scap de lucrul ăsta și, cum să zic, într-un fel, noi cei care chipurile avem fumuri de oameni care visăm noi la mari înălțimi mistice, ne chinuim familia, de cele mai multe ori, nu din o trăire autentică, ci din egoism duhovnicesc. Adică îi rănim pe ceilalți datorită faptului credem noi că nu știu ce avem de făcut. Părintele Ghelasie avea tot timpul vorba aceasta pe care au spus-o, cred că, mulți de-a lungul anilor. Că zici, tuturor ne spunea, cel puțin, eu percep ca și cum mi-a spus mie, că din ce am ascultat pe alții vorbind, mi-am dat seama că le-a spus și altora. Ideea aceasta de a nu mai avea crăci, de a nu-i mai răni pe cei din jurul tău cu crăcile pe care le ai, pe unde trebuie zgârii totul în cale. E, ăștia suntem noi, ăștia care facem pe misticii, dar totuși în jurul nostru oamenii suferă. Și atunci a spus problema că de fapt mistica aia nu e autentică. Și de asta când mi-a zis mistica ta este familia, înțeleg că de fapt nu poți să continui. Dacă ai ales monahismul, e cum e. Dar dacă ai ales calea asta a căsătoriei, nu poți nici de cum să visezi măcar la o viață duhovnicească dacă tu îi rănești pe cei din casă. N-ai cum, dacă n-ai armonie cu cei din casă. După care, iarăși un lucru interesant la părintele, anume acela că îmi spunea, nu odată, nu de două ori, destul de des, descoperă-ți propriu specific. Descoperă-ți propriu specific. Zicea, bă, lasă-l bă, pe Ghelasie. Dacă găsești tu ceva acolo bun, citește de la el, dar citește, bă, și din toți Sfinții Părinți, adică nu fii vacă încălțată, adică trebuie să știi din toate cap să ai, și apoi după ce ai asimilat totul, să-ți poți descoperi propriu specific. Ăsta a fost, de exemplu, un motiv care mi-a dat mie, după mulți ani, îndrăsneală. Când intri în biserică, fiecare dintre noi avem niște afinități față de anumiți sfinți. Mistica iconică a părintelui Ghelasie, aș putea îndrăzni să spun că este ceea ce s-a pliat pe inima mea de la început. Dar în același timp, imediat atunci, în perioada anilor 94-95, cred că cu toții știți, apăruse jurnalul cuviosului Siluan Atonitu, cu Întriadul Deznădejdii și Adus Merinii, după care apăruseră cărțile părintelui Sofronie. Și la un moment dat, în fiecare dintre noi, descoperim cum există această îmbinare între specificuri. Nimeni, niciun specific nu este 100%. Nimeni nu e 100% carpatin, nimeni nu e 100% atonit, nimeni nu e 100% slav, ci, deși tu descoperi în tine această ușurătate de a aborda relația cu Dumnezeu în gestul acesta ritualic, pe de altă parte, rămâi uimit cum descoperi în tine și afinități spre urletul slav al cuviosului Sofronie, de exemplu, cu rugăciunea, cum s-a zice, cu lacrimi de sânge pentru tot Adam. Deci în noi există niște momente în care, la un moment dat, sunt niște colace de salvare, adică toate ne definesc. Dar în clipa, dacă părintele mi-ar fi spus, descoperă-ți propriu specific, tu ca ucenic care vrei să fii ucenic, cum s-ar zice, conștiincios, ai intra în niște traume psihice, să zicem, ca, băi, eu îmi trădesc părintele. Adică dacă eu mă recunosc și în specificul ăsta, ce fac, îl trădesc? Nu trădesc nimica. Un alt exemplu, fiind în primii ani de preoție, datorită conjuncturii la parohie,
că nu aveam dascăl și așa, ușor, și datorită felului de a sluji în așa fel încât să poți, cât la măsura na, pe care o ai, să fii atent și să trăiești ce se întâmplă acolo, la liturghie, n-am putut niciodată deloc să mă odihnesc cu tipul acesta de rostire a rugăciunilor preotului în timp ce strana cântă. N-am putut. Și atunci, firesc, fără să mă consult cu nimeni, fără să citesc despre noile curente care sunt în liturgică, cu rostirea anaforalei, cu glas tare și așa mai departe, firesc că am ajuns aici. Adică majoritatea rugăciunilor de la liturghie le rosteam cu glas tare și le auzea și poporul. Astăzi se face multă dispută teologică pe subiect. Într-o conjunctură oarecare, nici nu m-am problematizat că trebuie să spun Părintele Ghelasie despre treaba asta. Și a fost o conjunctură, după vreo 3-4 ani de preoție, parcă era. Și am spus, Părintele Aserica Fript, zice, bă, taticule, știi ce faci tu? Zice, distrugi taina pentru omul neputincios. Zice, omul, în simplitatea lui, el nu poate avea simțământul tainicului lui Dumnezeu decât dacă el percepe și un tainic fizic. Adică faptul că e ceva dincolo de catapeteasmă care el nu știe. Și atunci, bă, e ceva acolo, moșmondește ceva preot acolo, e ceva tainic. În mod normal, taina nu se distruge niciodată. Taina, cu cât te adâncești mai mult în ea, cu atât îți dai seama că este inepuizabilă. Și totuși, omul simplu, el, dacă îi dai taina la arătare, pur și simplu nu poate să ducă și, a, am înțeles cum e treaba, deci asta e treaba cu liturghia și cu ce zice popa vorbele, gata, am înțeles treaba, nu-i de mine. Pe când dacă știe că e ceva ce el nu percepe, ce-i dincolo acolo, nu are acces, rămâne cu simțământul ăsta al fiorului sacru, într-un fel poate cum, oarecum superstițios, dar asta e realitatea. Și părintele mi-a zis, nu distruge taina datorită faptului că oamenii sunt neputincioși. Și atunci, mi-am... Cât timp a trăit părintele, deci a fost un șoc, o suferință pentru mine, pentru că a trebuit, cât a trăit părintele, să-mi calc peste fire, pentru că mi-era foarte greu, foarte greu să fac ceva ce mă obosea foarte mult. Da, m-am încăpățânat să fac ascultare. Dar vă vorbesc despre ideea asta cu descopere specificul propriu. După ce părintele a trecut la Domnul, acum că am greșit sau că n-am greșit, Dumnezeu, știți că fiecare... Înaintea lui Dumnezeu vom da seama despre anumite hotărâri pe care le-am luat în viața noastră. Am cumulat niște situații. În primul rând, cuvântul părintelui. Descoperă-ți propriul specific. Și atunci, părinte, dacă îmi descoper propriul specific și ăsta este specificul meu, de ce să nu-l pot face? După care am găsit, de exemplu, la bătrânul Iosif Isihastu, situații în care, când era vorba cu pomenitorii și nepomenitorii cu vechiul calendar, problema primă care a apărut atunci la Atus, cu tot așa, ucenici care erau de o părere alta față de bătrân și erau argumentați chiar și... Dar cât timp au trăit bătrânul, oarecum, ca să nu tulbure pacea, a făcut ascultare, după care s-a văzut oarecum eliberat ca să poată să-și urmeze propriul specific. E foarte important, mi s-a părut mie, cuvântul acesta dat de Părintele Ghelasie, pentru că nimeni nu imităm pe nimeni. Nimeni nu imită pe nimeni. Nimeni nu poate copia pe nimeni. Noi suntem noi înșine și putem avea anumite afinități. De aia, cred că și Părintele Ghelasie nu și-a revendicat ucenici direcți și ucenicii ăia serioși, nici ei nu îndrăznesc să se numească ucenici. Cam așa ar fi ideea. Adică, pentru că ideea de ucenic și de fiu înseamnă să porți, exact cum spune Hristos, când definește Hristos relația fiului de fiu cu tată. Tatăl este, fiul este cel ce poartă chipul tatălui său. Fiul este cel ce face întru totul voia tatălui. Voia tatălui. Ori ucenicul ăsta este. Ucenicul poartă cu totul chipul părintelui său. Ori în noi, pentru că avem și noi propriul nostru specific, fiecare dintre noi în parte, descoperim că avem afinități mari, să zicem 90%, 80%, 70%, fiecare dintre noi în parte, cu Părintele Ghelasie și socotim ca părintele nostru cu toată ființa, dar în același timp avem 10%, 20%, 50%, fiecare dintre noi, ceva aparte. Dar datorită acestui cuvânt al părintelui, descoperă-ți propriul specific, fiecare dintre noi îndrăznim să nu ne inhibăm specificul nostru propriu și să putem să fim exact cum a vorbit părintele Dan înainte, în toată libertatea. În toată libertatea. Adică în toată libertatea folosește de la Părintele Ghelasie ce-ți folosește, folosește de la bătrânul Iosif Isihastu ce-ți folosește, folosește de la Părintele Sofronie ce-ți folosește și descoperi că în tine, la un moment dat, toate se integrează firesc. Și ăsta este, mi se pare, un lucru extraordinar.
libertatea aceasta de a putea, de a, mie personal nu-mi place expresia asta oarecum șugubeață care se spune ghelasioniști. Eu nu sunt ghelasionist. Și nu mă revendic în vreun grup de ghelasioniști. Nu. Eu îl iubesc pe părintele Ghelasie cât pot să-l iubesc. Îmi pare rău că nu sunt în stare să fiu la măsura la care și-ar fi dorit să fiu. Îmi sunt dragi cei care îl iubesc și care se folosesc de așa, dar nu-mi place ideea asta de a crea un anumit, pentru că nu e așa. Realmente nu e așa. Adică cu toții ne hrănim din toți. În clipa în care vii și zici, eu sunt cu părintele Ghelasie și doar cu părintele Ghelasie, creezi reacția de repulsie și nici tu nu crești duhovnicește cum se cuvine. Pe când în clipa în care ai toată libertatea și dacă specificul tău este să înțelegi pe părintele Ghelasie și ați văzut că unii dintre noi înțelegem doar ceva din părintele Ghelasie. Cum s-a vorbit și mai devreme, unii iau doar partea de hrană și zic, bă, ce revelație am avut cu hrană. Alții au partea de teologie. Și iarăși ce revelații am avut, alții au partea de mistică, puțin sunt cei care să reușească să facă o integralizare, adică să aibă și hrana, să aibă și teologia, să aibă și mistica. Și atunci aceea să înceapă ușor, ușor să așceadă la rangul, să zicem, de ucenic al părintelui Ghelasie. Noi suntem fiecare ceea ce suntem. Iertați-mă, atât am vrut să spun.